Incident grav după ce un bărbat în vârstă de 40 de ani și-a luat copilul în brațe și s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc de locuințe. Atât bărbatul cât și minorul sunt conștienți, fiind internați la spital cu răni grave. Din câte se pare, bărbatul ar fi șofer de tir. Copilul, pe care acesta l-a avut în brațe în momentul în care a sărit, este al partenerei sale de viață. Motivele pentru care a ales să facă acest gest necugetat nu se știu. Oamenii vorbesc însă despre anumite probleme de ordin psihic. Unul dintre martorii care i-au văzut pe cei doi imediat după cădere a declarat: "Am auzit o bubuitură puternică. Nu cred că a atenuat căzătura de balcoanele etajelor de jos. A căzut pe pământ cu iarbă. Copilul era extrem de speriat, plângea rău, abia l-am liniștit, dar nu părea să sângereze de undeva. În schimb, adultul stătea rezemat de unul dintre balcoanele de la parter și nu avea aproape nicio reacție, dar sângera din buze și avea ochiul umflat. Se ținea cu mâna stângă de mâna dreaptă. Avea osul ieșit prin piele, dar părea că nu acuză nicio durere, probabil din cauza șocului. Tot ce a putut să spună este că au fost aruncați de la balcon, dar era foarte, foarte confuz, conform sursei Gazeta Vâlceană."